anul 2019 pentru Ansamblul Folcloric Național Transilvania este un an omagial, un an deosebit de important, pentru că ne aduce cea de-a 60-a aniversare a instituției noastre. O instituție care, înființată în anii 50, alături de alte patru instituții surori, și aici aș vrea să le spun denumirea: Ansamblul Ciprian Porumbescu de la Suceava, Ansamblul Banatul din Timișoara, Ansamblul Doina Gorjului din Târgu Jiu și Ansamblul Mureșul de la Târgu Mureș, au păstrat în anii în care satul românesc intra în declin, ceea ce a dăruit mai frumos cultura tradițională românească. Pe scena folclorului românesc, aceste ansambluri, peste 40 de ani, au păstrat tradițiile, începând de la costumul tradițional, dansuri, obiceiuri, muzică. Și pentru că suntem instituții surori și pentru că ansamblul s-a înființat în 15 martie, instituția noastră nu poate să se sărbătorească fără cei alături de care a promovat cultura tradițională românească și apoi fără de cei care ne iubesc și ne estimează și sunt aproape și alături de noi la toate evenimentele. Și ne-am gândit ca în 27 și 28 martie să vă dăm întâlnire cu ce are mai frumos cultura tradițională românească. La Baia Mare, în zilele de miercuri și joi, 27 și 28 martie, începând cu ora 18, la Sala Sporturilor, dragi băimăreni, maramureșeni, ardeleni, români, vă invităm să fiți gazdele unui spectacol de zile mari, care va marca 60 de ani de muncă a acestei frumoase instituții a Maramureșului, care astăzi poartă o denumire emblematică de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, o instituție care a adus multă bucurie în sufletul dumneavoastră, dar și în sufletul artiștilor care au fost alături de noi ani de zile. Din acest spectacol de mare anvergură, nu putea să lipsească cea care s-a format aici, de la artist, mamă, soție, este vorba despre Angela Buciu, doamna cântecului Maramureșan, Gheorghe Zamfir, cel care ne-a adus cea mai frumoasă colaborare în acești ani, alături de Andrei Rio, și mulți alți prieteni: Marius Ciprian Pop de la Cluj cu Aurel Tămaș și Ana Ilca Mureșan, Cornel Borza de la Bihor, Constantin Enceanu din Oltenia, Laura Lavric și Grigore German din Moldova, dar și maramureșenii noștri frumoși, chioreni și lăpușeni. Și aici am să vă dau numele unor tineri pe care noi i-am sprijinit, i-am promovat și îi susținem în continuare: Ionuț Blede, Alexandru Pop, Radu Pongraț, Diana Cârlig, Virginia Erimuș, Ioana Pricop. Și pentru că de-a lungul vremii în instituția noastră a activat și Nicolae Sabău, un simbol al cântecului românesc, al cântecului tradițional românesc, și cel care a coordonat și a pus bazele festivalului Alină Te Dor, Alină de la Cicârlău, din satul lui natal. În cadrul spectacolelor noastre de gală, îi va fi închinat un moment special alături de mari câștigători ai festivalului său: soții Florentina și Petre Giurgi, Andreea Ghițiu, prințesa nodurilor, cum îi spunem noi, Ionut Sima și Gabriela Ardu Sătan. Așa că, dragii noștri, vă așteptăm să vă procurați bilete de la sediul ansamblului de pe Bulevardul Traian, de luni până vineri, de la ora 8 până la ora 18. Prețul unui bilet este 20 de lei. Vă așteptăm să fiți în cele 2 zile alături de noi, pentru că sunt două spectacole diferite. Iar în cadrul acestui proiect, partenerul nostru este Consiliul Județean Maramureș, iar coproducător, Televiziunea Națională, prin emisiunea Tezaur Folcloric, care în fiecare duminică, de la orele 13, vine în casele dumneavoastră
cu folclorul tradițional românesc. Vă mulțumim pentru prețuirea pe care ne-o arătați și vă așteptăm în această lună alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania să trăim două zile de poveste, o poveste românească, așa cum nu ați mai văzut.